Bună ziua și bine ați venit în emisiunea Ezoteric. Astăzi vom discuta cu terapeutul Ciprian Smandici despre plantele de leac și secretele lor ezoterice, despre cum putem lucra cu energiile naturii, despre importanța fazelor lunii și despre vindecările la distanță. Ciprian este alături de noi prin intermediul internetului. Ciprian, te salut, îți mulțumesc că mi-ai acceptat invitația. Salut, Claudiu, mă bucur să te găsesc în această zi specială. Și cu ocazia aceasta doresc să felicit pe toți cei care poartă numele Arhanghelilor, Mihai și Gabriel. Și presimt că e un nou început în domeniul online, în prezentările de la distanță. Așa este, Ciprian, ai mare dreptate. Eu sunt curios cum ai descoperit tu spiritualitatea și cum te-ai identificat cu misiunea ta pe acest pământ. Îți mulțumesc pentru întrebare, Claudiu. Misiunea mea am descoperit-o încă de mic, probabil port un bagaj energetic din vieți anterioare, pentru că am fost fascinat și curios de această latură nevăzută a plantelor medicinale. Pentru că în copilărie mergeam la mănăstire, la mătușa mea, iar ea era pasionată de plantele medicinale, preparare medii, tincturi, și vedeam miracole cu ochii mei. Deci, în practic, plus, ar fi transmisă pasiunea. Da, e transmisă și mi-a plăcut foarte mult darul și gândul cu care ea vorbea despre plantele medicinale. Cu poftă, cu entuziasm, cu mulțumire. Și avea mereu acea lumină în ochi prin care ea putea să vorbească la nesfârșit despre proprietățile lor. Vorbea cu ele, le adora, dar ținea cont și de anumite aspecte mai ezoterice, cum ar fi fazele lunii, cum ar fi binecuvântările și comunicarea cu plantele de la suflet la suflet. Am înțeles, Ciprian, haideți să le spunem telespectatorilor cine ești tu și cu ce te ocupi, care sunt pasiunile tale? Eu sunt Ciprian Smandici, sunt terapeut de medicină alternativă, integrativă și holistică. Lucrez în domeniul de peste 19 ani, în țară și în străinătate, și pasiunile mele sunt de a descoperi în continuu acea inteligență ce ne face pe noi să ne autovindecăm. Eu îmi doresc să pot impulsiona oamenii astfel încât să descopere prin ei însăși acea lumină autovindecătoare, pentru că noi toți suntem niște talismane dumnezești în acesta al vieții și acționând în viață cu voință, curaj, iubire și credință, putem descoperi în noi lumina vindecătoare. Și cred că e un domeniu în medicina holistică ce nu îți permite să te plictisești niciodată. Tot timpul descoperi lucruri noi, mai ales atunci când îmbini partea văzută, cea nevăzută și înțelegi legătura dintre planul astral și planul fizic. Așa este. Ciprian, eu știu că tu te folosești de elementalii naturii. Haideți să vedem ce sunt acești elementali ai naturii și cum putem lucra cu ei. Claudiu, elementalii naturii sunt acele ființe inteligente pe care poate le-am auzit în povești. Silfi, silfide, gnomi, nereide, ondine, salamandre. Ele sunt acele părți animice a plantelor, ca și cum ar fi sufletul nostru. Cum avem un suflet, avem trupul fizic, adică partea fizică a plantei, așa și ele au parte nevăzută. Elementalii naturii sunt foarte fericiți și bucuroși să ne poată ajuta în a ne îndeplini anumite opere de vindecare, pentru că le ajută la evoluția lor elementală. Fiecare dintre noi putem opera cu aceste suflete elementale, chiar în confortul casei noastre, la fel și în natură, când culegem o anumită plantă, putem cere să o înzestrăze la nivel astral cu plăcății vindecătoare de care un om are nevoie. Ne poți da, Ciprian, câteva exemple clare despre elementalele naturii? Spui tu că sunt niște entități, niște ființe. Exact.
Sunt niște entități, copiii le pot vedea, mai ales în pădure. Copiii în primii ani ai vieții se sunt clar văzători. Și până la 7 ani, da, da, așa este. Până la 7 ani, dar timpul s-a comprimat, așa că mai descreștem puțin. Ca și exemple, sunt niște cazuri foarte interesante ale agavei. Agava seamănă cu aloe. E o plantă din care făceau în trecut hainele regilor și a brazilor. Are o țesătură foarte dură, foarte rezistentă, protecție împotriva soarelui. Și prin clar viziune, elementalul sau sufletul agavei se vede ca un copil mic îmbrăcat într-o tunică albă ce are puteri fantastice de a vindeca la distanță. Și cu elementalul agavei, efectiv, cer printr-o binecuvântare să te conectezi tu, ca și suflet, cu acel suflet al agavei și cer în numele lui Hristos de 3 ori, pentru că și în Biblie spune că toate câte vezi cere în numele meu, va fi cu putință. Așa este. Cerem vindecarea unor persoane dragi, conectându-ne mental la chipul acelei persoane și trimitem elementalul agave către acea persoană vindecarea de care are nevoie. Un secret important lucru cu elemental este că intervine sacrificiul dezinteresat pentru umanitate, adică acest act de bunăvoință sau de vindecare la distanță trebuie să fie ținut în secret. Eu îl fac din buna mea ființă pentru o altă persoană, fără ca acea persoană să știe că eu am făcut un act de vindecare pentru ea. Mai sunt plante foarte interesante pe care eu le iubesc, cum ar fi aloe vera, pe care o am și aici lângă mine. Aloe vera e o plantă cristică, o plantă solară și ce e interesant e că ea poate trăi fără elementul apă și fără elementul pământ. Foarte interesant, într-adevăr. Da, lucrând cu elementalul aloei, ea se scoate din rădăcină, se învelește într-o panglică albă și se pune în estul casei, cu frunzele în jos. Atunci când face lucrul ăsta, ea devine un protector al casei și al caminului. Aduce prezentări, liniște, creativitate și însănătoșire. Ca o lumină pentru casă, ca un fel de talisman, cum avem noi cruciulițe și amulete, la fel și aloe pentru casă și cămin. Deci este un talisman al casei. Este un talisman al casei, un talisman al trupului, Claudiu, dacă vrei, ar fi iris. Irisul în latină se mai numește mano di Dio, mâna lui Dumnezeu. Ok. Cum îl putem folosi ca talisman? Irisul, cum se poate folosi, se face o baie cu frunzele de iris. Se culeg 3 frunze, aici are și un aspect numerologic, numărul 3, creația. Folosesc 3 frunze de iris, bineînțeles luate prin binecuvântare și cu permisiune, pentru a cere curățarea fizică, energetică, astrală, corpului fizic. Și atunci acele frunze se fierb, și se face o baie cu acea spălătură. Fără a ne șterge corpul de acel lichid. Și astfel noi simțim o eliberare, o curățare. Mai ales dacă am trecut printr-o perioadă în care am fost consumați psihic, emoțional, energetic. Sau persoanele ce au insomnii sau coșmaruri, e foarte dificil să facă astfel de băi cu frunzele de iris. Am înțeles, Ciprian, spuneai mai devreme că se pot face terapii la distanță. Se pot face și cu plante terapii la distanță? Da, bineînțeles că se pot face terapii la distanță. Ne poți da câteva exemple în sensul acesta? Da, dar condiția este să rămână în secret. Adică cel care operează de la distanță trebuie să mențină acel secret, acel misticism. El să facă o operă de vindecare,
doar să o facă cu intenție clară și gânduri curate. Exemple clare aș putea să-ți dau cu pinul. Ok. Cu arborile pinului are puterea de a curăța mintea, gândurile. Universul nostru este mental și orice boală sau afecțiune apare prima dată în universul minții. Boala începe și se termină în minte. Exact. Constantin Dulcan. Și atunci o operație interesantă se face cu pinul. Se merge într-o pădure sau într-un loc unde există acest arbore. Se face un cerc cu cărbune în jurul acelui copac. Se face o rugăciune cu intenția de a face o vindecare la distanță asupra unei persoane care se află într-o anumită afecțiune. Se ia un pic de scoarță din pin și se dă foc la acea scoarță pe cărbune. După ce acea cenușă și acea scoarță au ars, cenușa se aruncă în cele patru elemente ale naturii. Adică elementul foc a fost prin cărbune, o parte din cenușă se pune într-o apă curată, de preferat un izvor, cealaltă parte a cenușei se pune pe pământ, într-un loc frumos, și cealaltă parte a cenușei se suflă în elementul aer către către est. Și vine a fi făcut lucrul ăsta cu fața către soare, la răsărit. Și astfel persoana bolnavă poate avea vise. Eu am avut cazuri în care m-au sunat anumiți pacienți și mi-au spus că uite că am visat că m-am însănătoșit, am visat că o grădină sau am visat că ceva mergea prin corpul meu sau dimineața au băut apă și apa avea un alt gust, era mai densă, era mai sățioasă. Experimente de genul ăsta. Ciprian, de ce crezi că noi românii ne-am pierdut comoara strămoșească de vindecare cu plante? Dacii vindecau doar cu plante. De ce crezi că ne-am pierdut de această tradiție spirituală, să-i spun așa? Claudiu, noi cred că ne-am pierdut această tradiție spirituală din cauza faptului că am devenit mai ignoranți, am pierdut sursa cu legătura noastră divină cu natura și am început să credem că natura are nevoie de noi, când de fapt e invers, noi avem nevoie de natura. Și mai mult decât atât, credința noastră ne-am lăsat-o în mâinile altor oameni sau în mâinile tehnologiei, în loc să căutăm inspirația în locurile cele mai bune, adică în natură. Să reluăm conexiunea cu mama pământ, cu pădurea, cu marea, cu muntele. Ce părere ai, Ciprian? Crezi că ne vom întoarce la aceste credințe? Sau ne vom bloca mai tare? Nu ne vom bloca. Din punctul meu de vedere, eu cred că deja sunt foarte mulți oameni care caută din nou acea legătură cu natura. Și cunosc cazuri de oameni ce s-au mutat și au făcut terenul lor agricol, lucrează cu plantele, își pun legume și trăiesc autonom, adică încearcă să devină cât mai autonom. Eu am credința și speranța că vom merge spre bine în partea asta, legătura cu nevăzutul și a descoperi tainele cele mai profunde ale plantelor medicinale, ale pietrelor, ale cristalelor și a ascultat vântul. Și vântul are proprietatea de a ne curăța foarte profund la nivel energetic doar prin postura mâinilor. Există o postură foarte interesantă cu palma stângă
ci palma dreaptă în fața vântului, când vine un vânt. Și atunci tu preiei prin stânga, îți intră prin corpul tău, vizualizezi cum îți curăță corpul, inclusiv de afecțiuni, la nivel atomic. Și în partea dreaptă tu proiectezi în jos, vertical. Foarte frumos, Ciprian, îți mulțumim. Ne-ai promis că o să ne spui mai multe ritualuri cu plante pentru vindecare, prosperitate, ce alegi tu. Haideți să vedem ce sfaturi mai ai pentru telespectatorii emisiunii Ezoteric când vine vorba de sănătate, vindecare, prosperitate. Așa, mi-am referitor la numerologie, am ales 7 plante. Despre iris am spus că poate curăța corpul fizic. Pentru persoanele ce suferă de depresie, anxietate, au coșmaruri, simt prezența unor entități negative. Agava am spus că are puterea de a vindeca de la distanță și a binecuvânta o persoană bolnavă. Despre pin am vorbit că poate și el vindeca curățămintea. Odată curățată mintea din pacient, de gândurile sale care efectiv îl consumă la nivel animic, fizic, el se poate autovindeca, găsește acea lumină de care vorbeam, din interiorul său. Mai există menta, iarăși foarte folosită. Menta se poate fierbe în lapte și tot așa se face o baie a corpului, dar se face de nou, timp de 9 zile. Adică în fiecare zi un pacient bolnav fierbe mentă în lapte și se spală pe tot corpul cu acel conținut. O altă plantă preferată mie este salvia. Salvia înseamnă salvare. Da, așa este. Vorbim aici de salvia românească sau de salvia indiană, cea care se folosește la șamani? Nu contează tipul de salvie, departamentul okay. Elemental al salviei. Deci putem să folosim și salvia românească care crește în curțile oamenilor. Exact. Ok. Nu contează tipul, pentru că e o familie, un departament elemental al naturii, care cuprinde toate speciile de salvie. Salvia e o plantă solară, la fel ca și altele, și un lucru interesant pe care oamenii îl pot face acasă este să transmute afecțiunea pe care ei o au energetic de la ei la salvie. Adică salvia o preia, salvia nu se îmbolnăvește. Cum facem acest lucru, Ciprian? Cum facem acest lucru? Plantăm, luăm o salvie la ghiveci sau chiar în grădină cine are salvie și avem nevoie de o mumie. Mumie înseamnă o legătură energetică între, pe care noi o facem cu noi și cu acea plantă. Ca și mumie se poate folosi argila. Deci pământ. Pământ, exact. Se ia niște argilă, să spunem că un pacient sau o persoană are probleme la ficat, ciroză sau probleme la rinic sau la inimă. Și atunci se ia acea argilă, se înfășoară într-o pânză albă, puțin argilă, se umezește în apă curată, apă de izvor, și se aplică 33 de minute în locul bolnav. Aici 33 de minute? 33 de minute, corespondența numerologică, numărul maestru. Și se aplică în zona afectată a pacientului, chiar și la cap, chiar și la picioare, în orice loc. Se lasă acest timp de 33 de minute, se aprinde cărbune, se pune tămâie, se face o fumigație asupra acelei argile, după care acea argilă se pune la rădăcina salvii, în ghiveci. În ghiveci. În ghiveci, da. Și atunci, energetic, argila s-a încărcat cu valențele bolnave ale pacientului. Cu amprenta energetică. Da. Și salvia, fiind de natură solară, are puterea să tragă
acelei fluvii bolnăvicioase și să le transforme. Și atunci apare vindecarea cauzei, nu doar a efectului. Foarte frumos, Ciprian, ne spui niște lucruri care nu s-au mai vorbit până acum. Bun, aș vrea să le spunem telespectatorilor despre importanța fazelor lunii în lucru cu plantele sau cu terapiile energetice. Este cunoscut faptul că atunci când luna este în creștere, rezonează cu anumite tipuri de energii, iar când este în descreștere, alte energii diferă. Haideți să vedem. Care ar fi legătura cu fazele lunii? Legătura cu fazele lunii e foarte profundă. Asta o știau și strămoșii noștri. Casele, de exemplu, erau făcute din copaci tăiați atunci când luna era în descreștere. Pentru că atunci când luna e în descreștere, toată seva coboară înspre rădăcini. În decurs de o lună, luna crește 2 săptămâni și 2 săptămâni descrește. La fel și corpul nostru fizic. Când luna e în descreștere, el detoxifică în mod natural. Atunci e bine să ținem post, e bine să ne curățăm organismul de toxine. Tot așa, când luna e în descreștere, oamenii devin mai calmi. Poți comunica altfel cu ei. Intervențiile chirurgicale sunt favorabile atunci când luna e în descreștere. În luna în creștere, seva din plante urcă către părțile aeriene, în tulpină, în frunze, în flori. La fel și în corpul nostru, apele devin mai agitate. Oamenii sunt mai neliniștiți, mai agitați, mai emoționali, mai dinamici. Da, mai emoționali, mai dinamici, mai ales semnele de apă. Și când luna în creștere, este bine să ne hrănim sănătos, să ne apropiem și mai mult de natură. Când luna e în creștere, atunci avem posibilitatea de a comunica mai bine cu elementarii plantelor. Pentru că și ei sunt mai activi, la fel ca și noi. Și se pot face diverse operații de însănătoșire în timpul fazelor lunii. Și nu e greu de aflat, Ce anume nu este greu de aflat? Da, nu este greu de aflat cum putem opera astfel cu plantele și cu trupul nostru când fazele lunii sunt active. Când luna e în descreștere, un obicei foarte sănătos e să ne ancurăm în pământ și se face o mică groapă în pământ, ne punem tălpile, ne acoperim cu acel pământ. Tot așa e bine să stăm 33 de minute, cine poate, pentru o însănătoșire, cât mai aproape de luna nouă. Am înțeles, Ciprian, suntem pe final, aș vrea într-un minut să-mi explici dacă există corespondență numerologică între oameni și plante. Dar bineînțeles, Claudiu, există corespondență numerologică între oameni și plante. Numerologic, noi suntem construiți după legea numărului. 3 fiind creația, 7 fiind ordinea. Omul e creat în principiu după legea 7-lui și știm foarte bine că 7 zile are săptămâna, 7 note muzicale există, 7 culori principale, 7 virtuți. Da. 7 planete principale, la fel și corpul nostru și noi ca oameni suntem guvernați de legea 7. În primii 7 ani ai vieții, noi suntem lunari. Atunci copilul se dezvoltă, atunci primește informații. Urmează ciclul celălalt de 7, de la 7 la 14 ani, când un copil e guvernat de Mercur. E lună, Mercur, asta e ordinea planetară și Mercur lucrează cu mintea, atunci încep să pun foarte multe întrebări. Sunt curioși de ce e așa, de ce nu e așa. Urmează Vineri, Venus, planeta iubirii, de la 14 la 21 de ani. Și atunci copiii devin adolescenți și apar îndrăgostelile acelea. Ții minte? Da, da, da. Așa. Urmează celălalt ciclu al Soarelui. De la 21 la 28 de ani, atunci oamenii încearcă să găsească drumul în viață.
se duc la facultate, fiecare caută să-și găsească sensul existenței pe Pământ. Dacă mergem mai departe, de la 28 la 35, apare Marte, planeta forței și a războiului. Ce se întâmplă cu o persoană de la 28 la 35? Atunci e cea mai capabilă de a rezolva probleme. E dinamică, energică, activă, concentrată pe rezultate, are putere, potență, forță. Asta se întâmplă de la 28 la 35. Urmează tatăl tuturor zeilor, Jupiter, planeta cea măreață, de la 35 la 42. Aici oamenii devin prosperi sau mai puțin prosperi. E perioada în care majoritatea și-au găsit drumul, scopul și-au realizat ceva în viață. După care vine Saturn, care ne dă întrebări referitoare la existență, la viață, oare de ce trăim pe Pământ, oare cine-i Dumnezeu, începem să ne îndoim, căutăm spiritualitatea. Și ciclul ăsta se repetă. După ce trecem de Saturn, urmează din nou Luna, urmează din nou Mercur, unii bătrâni devin înțelepți, alții nu prea. Îți mulțumesc pentru explicație, Ciprian. Aș vrea să te întreb unde te găsesc telespectatorii, cei care vor să te cunoască. Telespectatorii mă pot găsi pe Instagram, pe Facebook, pe pagina oficială Ciprian Smadici. Și pagina oficială se numește Royal Healing Art, adică arta nobilă a vindecării. Autovindecării, mai bine spus. Autovindecării. Ciprian, o concluzie pentru emisiune? O concluzie pentru televiziune. Aș vrea să vorbesc printr-o pildă pe care Hristos a spus-o discipolilor și oamenilor ce erau în jurul său. Se numește Talismanul Dumnezeiesc. Oamenii cereau de la Hristos un leac, ceva magic, ceva fascinant, prin care ei să fie fericiți, prin care să scape de probleme, de suferințe, de boli, de singurătate. Toți își spuneau ofurile și atunci Hristos, cu blândețea Lui, privi către cer, contemplă puțin, apoi se întoarce către mulțime și spuse că le promite oamenilor și că El are acel talisman dumnezeiesc care le poate da tuturor bucurie, speranță, sănătate, prosperitate, fericire, belșug, tot ceea, iubire, în primul rând, tot ceea ce oamenii au nevoie. Și oamenii deveniseră curioși. Doamne, dar dă-ne și nouă acel talisman. Atunci Hristos a spus că toți aveți acces la acest talisman dumnezeiesc, acest talisman se numește timpul. Așa că folosiți-vă timpul cu înțelepciune, pentru că fiecare minut din viața noastră contează dacă știm să-l folosim înțelept. Ciprian, foarte frumos, îți mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația mea. Cu siguranță ne vom revedea și pe alte subiecte. Îți mulțumesc, Claudiu, pentru invitație și abia aștept să mai particip și la alte emisii. Cu drag! Doamnelor și domnilor, sunt Claudiu Ganea, încheiem discuția aici, ne revedem săptămâna viitoare, până atunci nu uitați, suntem ființe spirituale într-o călătorie umană. La revedere!